Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cuvântul ăsta toate foarte interesant. Nu e vorba așa în general, la toți. Nu. Toate înseamnă fiecare în parte și toți împreună. Ori de câte ori îl găsiți în Noul Testament, cuvântul toate, gândiți-vă. Fiecare în parte și toți împreună. Eu să mă duc la fiecare neam în parte și să fac ucenici? Doamne, dar eu de-abia vorbesc limba mea. Eu... De unde am educația aceasta? Ce diplome am eu să mă duc să vorbesc? Ce limbă? Eu nu știu nici pe asta. Țigănească de aici. Da, apoi să mă duc în Persia, Afganistan, Irak. Ce limbă vrei? Care este răspunsul meu? Mă închin sau ce? Mă îndoiesc. Ei s-au închinat și s-au îndoit. Ei n-au putut să creadă că ei, 11 pescari, o să ajungă în toată lumea. Hai să fim serioși. Și de aia s-au îndoit. Care este răspunsul nostru în dimineața aceasta la porunca Domnului Iisus? Mergeți la toate neamurile.